Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Mă gândeam azi, uitându-mă așa la ce se întâmplă în lume, fraților, eu cred că sfârșitul e mult mai aproape decât cred chiar cei mai pesimiști dintre noi. Se topesc ghețari, iau foc pădurile. Dacă iei contextul ăsta și îl pui așa peste România, părem într-un film cu proști. Va veni sfârșitul lumii peste noi, iar noi aici, în acest spațiu, vom fi ceva de genul: Ai mă, serios? Acum se termină lumea? Acum, când aproape că ne apucăm și noi să facem o țară? Dar când mai exact se termină? 6:30. E 2. Ai bă, că mai am timp să dau o la dușman pe Facebook. Da. Ați văzut? Viorica Dăncilă nu pleacă de la guvernare ca să nu-i dezamăgească pe oameni. Doamnă, să știți, dacă rămâneți, dezamăgiți mai mulți cetățeni decât dacă plecați. Cam așa se pune problema. Chiar și dumneavoastră puteți să faceți un calcul după ultimul vot. Hă? Nu? Nu vă dă? E, lăsați, nu vă bateți cocul cu asta. Cred că PSD-iștii au discutat în ședință ieri ceva de genul: Bă, ce dracu facem? Ok, să zicem că plecăm. Plecăm, dar unde plecăm? Mie că plecăm direct în istorie. Cam așa e, fete și băieți. Când veți pleca, veți pleca departe, ca să zic așa. Acum PSD-ul s-a închis în sediu și se mai uită din când în când pe fereastră să vadă, vin mă ăștia cu furcile peste noi sau nu vin. Colegii au susținut să nu ieșim de la guvernare pentru că nu vrem să ne dezamăgim electoratul. Oamenii ne-au votat ca să ducem guvernarea la capăt. Ce teatru ieftin! Ne-au votat să ducem la capăt, serios? Așa scria în căsuța de vot acolo pe buletin PSD și în paranteză: doar dacă sunteți de acord să meargă până la capăt? Femeie, când a fost votul pentru Parlament, matale târai o plasă după tine pe la Bruxelles. Îți cumpărai bluzițe și pantofiori și rochițe și gentuțe și credeai că Iran și Pakistan sunt în UE. Te-a votat tata mare pe tine, Veorico. Cine te-a votat pe tine, dragă? Dar ce dezamăgire ar fi să plece Veorica? Doamne, vor plânge oamenii! S-a făcut și un studiu, serios. Au fost luați niște cetățeni și li s-a spus că va pleca Viorica Dăncilă. Rezultatul a fost filmat. Să plecați, doamna Viorica, că ca dumneavoastră nu mai găsim noi. Haideți, doamnă, să zicem că ar fi fost unii dezamăgiți. Dar știți ce? Cred că le-ar fi trecut, doamna Viorica. Ia plecați, să vedeți cum o să fie. Stau triști oamenii un pic, bă, nu mă așteptam, mă, doamna Viorica, mă, să-și dea dânsa demisia. Puh, dar ce dezamăgiți sunt. Dar după aia venea meciul cu Ghimaraes și începea etapa, plecau oamenii la mare în weekend, le trecea dezamăgirea, doamnă. Că așa e, oamenii, Veorico, se simt dezamăgiți de chestii, dar după aia le trece repede, da, își văd de ale lor. Colegii noștri au decis astăzi să rămânem la guvernare și vom face lucrul acesta? În unanimitate, colegii au susținut că trebuie să continuăm guvernarea. Unanimitate în sensul că nimeni n-a zis la vot: femeie, gata, ia-ți catrafusele, hai, strângem, mergem și noi la casele noastre, că deja suntem penibili. Ei trag toți spre unanimitate, mă. E ca la petrecerile alea cu multă băutură, iar dimineață pe la 4 unul zice: bă, să facem focul și să punem mobila pe foc. Și toți: da, fă focul, Gigele, pune mobila pe foc. Și Gigel, spart de alcool și fiind și mai prost de felul lui, pune mobila pe foc. Iar dimineață toți sunt: doamne, ce-am făcut, mă, să-mi trag una, bă, Gigele, bă. Exact așa sunt ăștia din PSD cu Veorica. Veorica zice: hai să rămânem la guvernare, să punem PSD-ul pe foc. Da, aruncă partidul în flăcări, zic ceilalți.
săraca. Ea e nevinovată. Toți ăștia din jurul ei sunt responsabili. Probabil că mulți se și răzbună pe ea. Da, 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 Viu, cum să nu? Rămâi fată la guvernare, na. Du partidul la 3%, să râdem de tine. Deci pentru mine este greu de înțeles.